Ce, tragem? Da, a, da? Hai să-mi iau poziția interesantă a mea. Formație de nuntă sau DJ? To be or not to be? Asta este întrebarea pe care și-o pun majoritatea mirilor când vine vorba de organizarea propriei nunți. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Valentin Andrei și astăzi la ofertă-nuntă.ro vom analiza fiecare dintre aceste aspecte pas cu pas, cunoscând faptul că alegerea muzicii pentru evenimentul nostru nu este deloc un lucru foarte simplu. Pentru început, haideți să vedem punctele forte ale formației. Formația cântă live, oferind prestanța evenimentului. Tot formația interacționează cu invitații, creând o atmosferă foarte, foarte plăcută. Nu are un program fix, ceea ce înseamnă că poate schimba oricând repertoriu dacă nu se dansează sau dacă muzica nu este pe gustul tuturor, creând o atmosferă extraordinară și făcând pe toată lumea să danseze. Formația are un repertoriu bogat și poate interpreta melodii pe gustul tuturor invitaților. Tot repertoriul bogat al formației face ca programele să nu fie repetitive, ceea ce înseamnă că invitații tăi nu se vor plictisi la nuntă. Și tot formația este de luat în calcul atunci când ai evenimente peste 100 de persoane cel puțin. Ei, și că am văzut punctele forte ale formației, haideți să vedem și punctele slabe. Formația are mai mulți membri în componență, soliști, instrumentiști, ceea ce înseamnă mai mult spațiu în locație pentru a-și desfășura activitatea. Performând live, formația nu poate cânta non-stop, ceea ce înseamnă că trebuie să facă și pauze. De aceea este indicat să căutați o soluție să umpleți aceste pauze. DJ-ul este una dintre soluții. Sunt formații care în pachetul lor includ și DJ-ul ca o opțiune muzicală. Deși repertorul formației este bogat, ține minte, acesta nu este nelimitat. Având un număr mai mare în componență de membri, formația înseamnă și cheltuieli mai mari, când vine vorba de cheltuieli de deplasare, cheltuielile de onorariu sau de cazare, acolo unde este cazul. În continuare, haideți să analizăm și punctele forte ale DJ-ului. DJ-ul este foarte apreciat de către invitații tineri, acesta reușind să creeze o atmosferă apropiată cu cea de club, exact atmosfera cu care ei sunt familiarizați. Pupitrul DJ-ului ocupă foarte puțin spațiu în locația evenimentului tău. DJ-ul poate mixa piesele fără a avea nevoie de pauze, practic repertoriul său este nelimitat. Un alt punct forte al DJ-ului este prețul pentru prestațiile sale. Prețul pentru cazare, prețul pentru deplasare, acolo unde este cazul. Haideți să vorbim acum și despre punctele slabe ale DJ-ului. Atmosfera creată de DJ nu se poate ridica niciodată la înălțimea atmosferei create de formație. Prestația DJ-ului imprimă mai degrabă un aer artificial, un aer care seamănă cu cel de club, nereușind să ajungă la inima tuturor invitaților tăi. Și ultimul punct slab, un DJ mai retras, mai puțin comunicativ, nu poate interacționa cu invitații tăi, așa cum o fac soliștii unei formații. Indiferent de varianta aleasă, noi vă recomandăm să țineți cont de următoarele sfaturi. Stabiliți o întâlnire cu formația sau cu DJ-ul și discutați toate aspectele ce țin de evenimentul vostru. Aveți grijă să vi se ofere un contract după ce ați discutat toate detaliile cu formația sau DJ-ul, iar în acel contract să se regăsească toate detaliile pe care le-ați discutat. Asigurați-vă că formația sau DJ-ul dețin aparatura necesară pentru desfășurarea evenimentului vostru. Asigurați-vă că DJ-ul este acreditat. Nu orice deținător de computer și de boxe devine automat DJ. Nu vă grăbiți să semnați un contract doar pe baza recomandărilor rudelor, prietenilor sau a managerului restaurantului. Documentați-vă înainte de alegerea formației sau a DJ-ului. Lucrați doar cu profesioniști, nu faceți experimente la propria nuntă. Așadar, am punctat principalele aspecte în așa fel încât să luați cea mai bună decizie când vine vorba de evenimentul vostru. În final, alegerea vă aparține. Și nu uitați, până data viitoare, like, share, subscribe. Să fim împreună pentru sfaturi bune!